Doamnelor și domnilor, bună ziua! Vă spuneam că o să vorbim astăzi despre vacanțe, mă rog, despre efectele vacanțelor asupra noastră, despre efectele vacanțelor la schi, deși anul acesta în Austria pentru unii n-a fost cea mai bună variantă, pentru că au fost zile întregi în care nu s-a putut scria, schia. Doctorul Lungu este alături de mine și îi mulțumesc foarte mult pentru asta. Spuneați de fapt, sau să încerc să ne explicați la ce ne pot ajuta, să zicem, ecografiile în cazul unor accidente de schi. De RMN fugim toți, radiografiile adesea arată puțin și atunci alternativa ar putea să fie ecografia. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Da, aveți dreptate. Este sezonul traumatismelor, este sezonul schiului când se poate, așa cum ați spus. Și bineînțeles că apar și micile sau să sperăm că nu foarte serioasele accidente. Și atunci, da, ecografia musculoscheletală este o alternativă viabilă la radiografie și chiar și la RMN. Dacă îmi permite să fac așa o scurtă întoarcere în timp, acum 20 ceva de ani când am început ecografia, lucram pe un aparat mare, foarte impresionant pentru pacienți, dar care, în ceea ce privește studiul țesuturilor superficiale, al mușchilor, al tendoanelor, al ligamentelor, nu aducea mare lucru. Era o imagine foarte proastă, o imagine care nu îți permitea să pui un diagnostic corect. Și atunci, de cele mai multe ori, se trimiteau pacienții la radiografie pentru a exclude o leziune osoasă și apoi se lua măsura care era considerată utilă în funcție de ce ieșea la radiografie. Lucrurile, bineînțeles, au evoluat foarte mult. Aparatele au evoluat, au apărut sonde noi și softuri care permit acum să avem imagini de înaltă definiție. Nu greșesc când spun că sunt imagini uneori chiar mai bune ca în RMN, la ecografia musculoscheletală. Și atunci, deja acum, când un pacient vine cu un traumatism, se prezintă la camera de gardă, primul lucru se încearcă trimiterea lui către o ecografie musculoscheletală. Avantajele sunt multiple, în afară de faptul că este o metodă ușor de efectuat, o metodă ieftină, o metodă neiradiantă. Și mult mai comodă, iertați-mă, RMN-ul e totuși dificil de suportat pentru foarte multă lume încă. Da, e adevărat. Există persoane claustrofobe, există persoane care au diverse implanturi metalice în corp, tije și așa mai departe, care nu pot să facă RMN sub nicio formă. Și atunci... Și dacă nu ești claustrofob tot... Da, este într-adevăr mai greu de suportat. În plus, nu peste tot putem avea acces la un aparat RMN. Încă. Și atunci ecografia musculoscheletală ne lămurește în cea mai mare parte a cazurilor. Ce poate să ne arate? Că e ce? Că e luxație? Că e o chestie doar de mușchi? Explicați-ne. Să începem cu cel mai banal lucru, un traumatism prin cădere urmat de o echimoză. Deci de o vânătaie, mai pe românește, se produce o acumulare de lichid de sânge sub piele, mai superficială sau mai profundă. De cele mai multe ori este un lucru banal și se rezolvă de la sine, nu necesită mare tratament, dar există și cazuri când aceste colecții hematice, le numim noi, sunt profunde. Și atunci ecografia este instrumentul de aur prin care noi putem vedea unde este această colecție, la ce adâncime față de piele, dacă este într-un loc bine delimitat sau se prelungește printre țesuturi, printre fascii, printre tendoane și atunci deja tratamentul este altul. Apoi, putem avea leziuni de tendoane, putem avea leziuni musculare, complete sau incomplete, adică rupturi musculare parțiale sau complete. La fel, în acest caz, ecografia musculoscheletală ne arată exact și locul leziunii și cât este ea de serioasă. Orientează foarte mult tratamentul, pentru că într-un fel este tratamentul când capetele tendonului, să zicem, sunt doar parțial rupte și nu sunt depărtate unul față de celălalt, și în altfel este tratamentul când putem vedea la o astfel de ecografie că tendonul este secționat total și capetele sunt la o distanță mare unul față de celălalt. Aici iarăși intervine un aspect care este net în favoarea ecografiei musculoscheletale comparativ cu RMN-ul. Este metoda, singura metodă, de fapt,
prin care noi putem să examinăm în timp real pacientul, adică îl punem efectiv să miște, să miște degetele, să miște, să facă flexii, extensii. În felul acesta putem vedea exact cum funcționează mușchii, tendoanele, unde este problema, dacă este o leziune, lucru care nu se poate face în cazul unui RMN, unde este relativ static, este o imagine statică. Orice fel de aparat ecograf poate să facă asta? Nu orice fel de aparat. Este nevoie de un aparat performant care are o sondă, noi spunem, de înaltă frecvență. Sunt niște lucruri tehnice, nu o să insist foarte mult, dar trebuie să fie o sondă de înaltă frecvență care să permită obținerea unor imagini de înaltă definiție. Adică aparatele de proastă calitate, să spun așa, dau și imagini mai de proastă calitate și, sigur, diagnosticul este mai greu de pus în aceste condiții. Mai mult, au apărut aparate care utilizează elastografia, care este la fel o descoperire a ultimilor ani și care noi știm deja că se aplică la tiroidă, la sân, dar se poate aplica chiar și în acest domeniu, în ecografia musculoscheletală, pentru adică? Că modificările tendoanelor, de exemplu, sau ale mușchilor, dau și modificări ale gradului de elasticitate și atunci ne orientează. Dacă sunt leziuni de natură inflamatorie, dacă sunt leziuni de natură tumorală, mai zic de eventual noduli care pot să țină de mușchi sau de tendoane sau de derm, de țesutul de sub piele, pot fi caracterizați cu destul acuratețe și cu ajutorul acestei metode. Adică un nodul malign, să spunem, este un nodul dur, se va colora într-un anume fel la elastografie, va avea un grad de duritate exprimat în kilopascal, iarăși nu vreau să intru în amănunte, mai mare, și atunci sigur că putem pune un diagnostic mult, mult mai bun în acest caz. Sunt deja 2 ani de când am vorbit prima dată cu dumneavoastră pe tema mamografie versus ecografie, da? Da, lucrurile au evoluat de atunci. Da, lucrurile au evoluat, din punctul meu de vedere au evoluat foarte bine, pentru că eu atunci vorbeam de superioritatea ecografiei cu elastografie și anume a ecografiei ductale, a unui fel de ecografie în explorarea sânului. Eu mă bucur că acum la congrese lucrurile sunt acceptate. Deja se vorbește de primă intenție pentru ecografia ductală cu elastografie, care rezolvă 80-90% din cazurile de ca și diagnostic. Rezolv, exact. Ca da. Și diagnostic, da, am greșit. În sensul, poate permite un diagnostic corect în 80-90% din nodulii de sân. Și, bineînțeles, se completează în cazurile care necesită cu mamografie sau RMN. Deci nu a scăzut sau nu a fost dat afară, să zicem, mamografia ca și metodă diagnostică, dar atunci când putem să facem, să sărim peste ea și să obținem același lucru din punct de vedere diagnostic cu ajutorul elastografiei, este bine să o facem. Ecoterapia ce înseamnă? Ecoterapia este o metodă ablativă, zicem noi, mai pe românește, este o metodă prin care distrugem noduli benigni, deocamdată, de tiroidă și de sân. Și pentru a face acest lucru folosim ultrasunete de înaltă intensitate, care sunt focalizate în centrul nodulului respectiv. Metoda este foarte precisă, este o metodă fiabilă și permite ca noi să evităm structurile din jur care sunt foarte sensibile. De exemplu, la tiroidă avem acolo carotida, avem trahea, avem nervul laringeu, care bineînțeles că nu este în regulă dacă este lezat. Ce este bine este că aparatul are un soft atât de performant încât noi putem să trimitem fascicul respectiv, care realizează o temperatură de până la 85 de grade în interiorul acestui nodul, strict în locul pe care îl dorim noi tratat. Cu alte cuvinte, este o metodă alternativă la chirurgia clasică. Este o metodă care se practică în Occident din 2012, avem și noi, ne apropiem de al doilea an și ne apropiem de 100 de pacienți pe care i-am tratat, cu rezultate bune, zic eu, și nu numai eu. Rezultatele noastre sunt superpozabile celor ale colegilor din străinătate și la fel
micile reacții adverse sau, să zicem, cazurile cu problemă coincid cu descrierile din lucrările de specialitate ale colegilor din afară. Ați tratat în special, înțeleg, nodul tiroidien, nu? Ponderea cea mai mare este, da, a nodurilor tiroidien, să zicem undeva 60% nodul tiroidien, 40% nodul mamari. Lucru care pe mine m-a mirat, pentru că inițial am fost convins că cererea va fi pentru noduli mamari, pentru fibroadenome. Una din explicații probabil că ar fi și frecvența mult mai mare a nodurilor tiroidieni, practic se spune că 50% din populație prezintă noduli tiroidieni, la fel a fenomenelor compresive date de către acești noduli și poate că acest lucru, la fel faptul că sunt vizibili și toate aceste lucruri împing pacientul mai degrabă către tratament. Pe de altă parte, nodulii mamari, fibroadenomele, nu sunt considerate leziuni precanceroase, cu excepția unora, și atunci probabil că femeile preferă să mai aștepte, să facă controle din 6 în 6 luni și se adresează mai greu pentru acest gen de nodul. Deci, una peste alta, într-adevăr, nodulii tiroidieni au fost mai frecvenți. Există vreo contraindicație, vreun efect secundar? Da, există contraindicații clare. De altfel, acesta este și secretul pentru a avea o rată de succes mare, și anume să alegem corect nodulii care pot fi tratați. Dintre contraindicații, în primul rând, trebuie ca nodulul, să stabilim de la început, trebuie să fie benign. Noi tratăm nodulii benign de tiroidă. Nu tratăm... Cei necanceroși, cum ar fi. Necanceroși, da. Cu toate că ultimele studii ne arată că este foarte aproape momentul în care metoda se va folosi și pentru cancer. Cancerul de sân deja a primit accept în Statele Unite de a fi tratat cu această metodă și așteptăm și noi foarte curând să putem să îi dăm și noi drumul în acest domeniu. Deci tratăm nodul solid, nu tratăm nodul lichidien, chistice, adică chisturile nu se pot trata cu această metodă. Nu am face altceva decât practic să fierbem în ghilimele nodulul respectiv și am obține doar reacții adverse, nimic bun pentru pacient. Apoi, nu tratăm nodulii calcificați. Acest lucru ține la fel de legile fizicii. Folosind ultrasunete, fascicul respectiv este deviat de calcificări și mai mult este modificat și regimul de energie pe care noi îl livrăm în ghilimele, să zicem, în nodulul respectiv și atunci putem să avem necazuri. Nu tratăm nodulii care sunt pe mijlocul tiroidei, ca să zic așa, pentru că sunt lipiți de trahee și există riscul de perforație de trahee, ceea ce este un incident foarte grav. Dar cum tratați, cu ecoterapie, cu laser sau cum faceți de fapt? Nu, este un aparat ca un ecograf, să zicem că toată lumea a făcut ecografii și știe, un ecograf mai mare, care are un braz robotizat, rotund, mare să-l descriu așa, și care se aplică efectiv pe regiunea de tratat, să zicem la nivelul gâtului, în cazul nodurilor tiroidien. Între aparatul respectiv și pielea pacientului este un balonaș care este umplut cu un lichid rece pentru a preîntâmpina arsurile de tegument, pentru că am spus că se dezvoltă o temperatură mare acolo. Și apoi, după ce noi vizualizăm ecografic la același aparat nodulul, urmează o fază de planificare, să zicem așa, în care noi desenăm pe un ecran interactiv nodulul, desenăm structurile pe care trebuie să le evităm și dăm drumul efectiv la tratament. Acest tratament constă într-o serie de pulsuri care durează 8 până la 10 secunde și apoi o pauză de 30-40 de secunde. Deci, bombardăm 10 secunde, 40 de secunde pauză. În aceste 10 secunde, pacientul simte o oarecare durere, că m-ați întrebat de reacții adverse, de-aia se și face cu sedare intravenoasă. Anestezie locală? Nu, cu sedare intravenoasă, da, deci nu anestezie generală. Sedarea intravenoasă permite ca pacientul să fie cooperant, să fie conștient. Noi îl întrebăm tot timpul dacă doare tare, dacă e nevoie să mai adăugăm ceva la tratamentul intravenos. Se face efectiv punct cu punct până se termină de bombardat tot nodulul. Apoi, bineînțeles, tridimensional se întâmplă treaba asta. Trebuie să mai spun că aparatul... Da, nu intrați prin piele, se face prin nu, piele, este nu? Singura metodă total neinvazivă. Mai există metode ablative cu radiofrecvență, cu laser, dar acelea sunt parțial
neinvazivă. Aceasta este total neinvazivă. Este exact ca la o ecografie. Nu tăiem nimic, nu pătrundem prin tegument, deci se transmite acel impuls ca la ecografie prin tegument și mai departe prin țesuturile de sub tegument. Apoi, după 20-30 de minute, la unii noduli este nevoie chiar de mai mult, 40 de minute, 50 de minute, dacă sunt noduli mari, se încheie tratamentul practic, pacientul nu își mai aduce aminte foarte mult de ceea ce i s-a întâmplat și mai rămâne 2 ore în clinica noastră, sub supraveghere, este o echipă medicală formată din anestezist, psiholog, asistenții respectivi. Și după 2 ore în care este monitorizat, pleacă acasă. Își reia activitatea normală, nu trebuie să aibă niciun fel de restricții, nici alimentare, nici nu trebuie să facă un tratament anume. Își poate relua viața. Există normală. Și pacienți la care n-a funcționat acest gen de tratament? Aici este o discuție. Trebuie să stabilim clar ce așteptăm de la această metodă. Și în funcție de asta vă spun și ce n-a funcționat. Dacă ne propunem ca metoda respectivă să normalizeze nivelul de hormoni, în cazurile, să spunem, de hipertiroidie, da, pot să spun că a existat o pacientă, o tânără, care a considerat că tratamentul nu a fost adecvat pentru ea, pentru că ea era hipertiroidiană înainte și după 6 luni de la tratament a rămas hipertiroidiană. Lucru care este explicabil și pe care noi nu l-am promis. Noi nu urmărim... Un asnodul, da, exact. Exact, noi nu urmărim prin acest tratament să normalizăm funcția tiroidiană și nici n-am avea cum. Că acest lucru se întâmplă în secundar, în multe cazuri, este adevărat și este foarte bine, dar nu plecăm de la această premisă și nu asta urmărim. La fel, au fost 2 pacienți, unul l-am văzut chiar astăzi, la care a scăzut nodulul în volum de la momentul tratamentului și până la 6 luni. De la 6 luni la 1 an nu a mai scăzut. La unul mai vechi s-a reluat scăderea la 14 luni. La cel de astăzi este în faza între 6 luni și 1 an și într-adevăr a mai crescut cu 1 milimetru față de ce am văzut eu la 3 luni. Dar, la fel, aici nu este singurul parametru pe care noi îl urmărim. Adică noi urmărim inactivarea nodulului. Scăderea în volum a acestuia este doar un fenomen care acompaniază inactivarea nodului și nu un scop în sine și nu este singurul criteriu după care noi apreciem dacă tratamentul a mers sau nu. Adică, dacă la pacienta respectivă a crescut 1 milimetru față de data trecută, pentru mine nu a însemnat nimic rău, pentru că eu am observat acolo că el și-a schimbat structura. Ce am bombardat s-a albit, să zic așa, în ghilimele, adică s-a obținut necroza pe care noi am căutat să o obținem și în plus, o mare parte din nodul a degenerat lichidian, adică din nodul solid a devenit nodul lichidian, ceea ce e bine? Este mai bine. Pentru mine nu este un eșec terapeutic. Nodulii respectiv dispar cu totul? Nu. Aici le spunem întotdeauna și ei trebuie să știe că nodulii nu dispar, nu se topesc și nu dispar. Ei scad în volum cu procente care variază între 45% și 90%. Această scădere în volum, sigur că ne arată nouă dacă tratamentul este eficace. Dar există și alte criterii pe care noi le luăm în calcul când îi evaluăm la 1 lună, la 3 luni, la 6 luni și la 1 an de la tratament. Aspectul nodulului, vascularizația acestuia, elastografia care ne arată dacă nodulul a devenit mai dur sau a continuat să rămână elastic și așa mai departe. Deci sunt mai mulți factori și dacă iau pe toți în calcul, pot să spun că rata de succes a fost foarte mare. În orice caz, este la fel cu ceea ce comunică colegii noștri din străinătate. Acum 3 zile, de exemplu, am primit un studiu din Hong Kong, unde este un centru de referință în ecoterapie și pentru prima oară ei vorbesc de 2 pacienți din 120 la care nodulul a crescut în volum, deci n-a scăzut, dar ei erau foarte mulțumiți că s-au redus fenomenele compresive date de nodul, adică senzația de sufocare, răgușeala și așa mai departe. Și mai vorbesc de un număr de 20 și ceva de pacienți, tot așa din 120, la care scăderea în volum a fost destul de mică, adică ei spun mai puțin de 50% la 6 luni. Și atunci la ei lucrurile sunt destul de simple pentru că ei fac al doilea tratament.
La noi este un pic mai complicat să facem al doilea tratament, pentru că suntem un centru privat. Pacientul dă bani din buzunar, din păcate, nu este decontat de către stat. Și atunci, asigur că dacă dă bani, vrea să se rezolve totul din prima și total, dacă da, se poate. E medicină, nu e matematică. Asta am vrut să spun. Deci nu există o metodă infailibilă, nu există o metodă care să garanteze 100% succesul, nici o ramură până la urmă, și embolizarea fibroamelor uterine are o rată de insucces și alte tratamente ablative la fel pot să aibă. Totuși pot să spun că în toate cazurile noastre am obținut succes, de cele au mers bine. V-am explicat de cele 3 cazuri cu totul care sunt discutabile. Unul a vrut să funcționeze tiroida bine și nu, asta i-am promis. Și celelalte 2 cazuri, din punctul meu de vedere, merg pe calea cea bună. Dar ca și rezultat, care e cel de care, să spunem, sunteți cel mai mulțumit? Există ceva care v-a depășit așteptările? Da, au fost. În primul rând, am tratat noduli foarte mari, ceea ce în străinătate nu se prea practică. Adică am avut, ei spun... Experimental, nu știu. Nu, pentru că nu există o contraindicație și o limită impusă de autorii metodei. Deci, ei au spus ce fac ei. Au spus că se opresc undeva la 5 cm diametru maxim. La noi, sigur, dacă au venit persoane cu nodul de 8 cm, acesta a fost cel mai mare pe care l-am tratat, tiroidian, și au spus că ei oricum nu fac operații și vor neapărat să încerce. Le-am explicat de la început că va fi nevoie să facem minim, să facem și a doua ședință și poate chiar și a treia, pentru că nodul era foarte mare, au acceptat. Și vreau să spun că la o lună de la tratament, nodul respectiv a dat înapoi cu un centimetru și ceva în diametru cel mai mare, ceea ce pentru noi este un rezultat foarte bun. Foarte bun, pentru că la o lună nu dau atât de spectaculos înapoi ca și volum. La fel am mai avut un caz spectaculos la care un fibroadenom mamar, la controlul de un an nu l-am mai găsit. Și l-am tot căutat, la un moment dat am întrebat pacienta, dar unde e, unde știați că e? Vă dați seama ce stresat a fost ea, în ghilimele, că nici ea nu mai știa unde era. Și zice, nu știu, undeva pe aici, mi-a arătat o zonă și am continuat să îl caut. Bineînțeles, l-am găsit până la urmă, dar era atât de frumos, spunem noi, rezolvat, ablativ, deci structura lui practic nu ne mai permitea să-l vedem la un examen de rutină. Dacă n-am fi știut de el, cu siguranță l-am fi scăpat și nu l-am fi văzut. Cei care vin la dumneavoastră în principiu știu de ce vin, da? Adică da, nu sunt vin oameni... informații. Nu. Pe de altă parte, care ar fi cele mai mari mituri cu care v-ați întâlnit? Nu știu, dezinformări, proaste informări? Sunt oameni care... Există așteptări pe care, cu care vin oamenii și pe care nu le puteți îndeplini, cu siguranță. Da. Am avut surpriza să văd persoane care au venit cu noduli în regiunea gâtului, dar care nu țineau de tiroidă. Știau că facem doar tiroidă, dar au zis că ei vor să încerce. E vorba de oameni care își pun speranțe. E un exact, pic altceva. Exact. Mă referam cumva la... la alt gen de mituri, să spun. Nu, v-am povestit cazul cu hiperfuncția tiroidiană și care aștepta eventual în prima lună să se revină la normal. Aici a depășit ceea ce noi puteam să oferim din punct de vedere terapeutic. Au fost la fel persoane care au încercat să ne convingă să tratăm și cancer. Și le-am spus că deși tehnic vorbind, nu ar fi foarte greu, nu avem voie să facem lucrul ăsta și atunci aparatul nefiind omologat pentru așa ceva, nu am tratat așa ceva. În rest, să știți că pacienții vin foarte bine informați, știu exact ce vor, știu exact că nu vor operație. Este... Dar de ce credeți că e fuga asta de operație? Pentru că până la urmă pe intervenții mici nu e... Să știți că operația de tiroide este una destul de serioasă. Da. Pare ușoară, pare o intervenție mică pentru că incizia de obicei e mică, uh-huh, ca să rămână o cicatrice frumoasă, dar este o zonă foarte bine vascularizată, este o zonă foarte bine inervată și operația implică destule riscuri.
Pot exista chiar și incidente în timpul operației, chiar și după operație, cu răgușeală cronică, cu, Doamne ferește, infecții, colecții și așa mai departe. Nu cred că la asta se gândesc pacienții. Efectiv, este frica de anestezie generală și frica de operație în sine. Da, se face cu anestezie generală? Da. De fapt, fiind în zona asta? Da. Și atunci sunt foarte multe persoane care vin și spun, nu mă interesează, măcar încerc. Măcar încerc pentru că eu operație nu fac. Și atunci, dacă se încadrează în criteriile noastre de eligibilitate, sigur, facem. Care dintre nodulii de sân care nu sunt canceroși ar trebui scoși, să zicem? În primul rând, cu această metodă facem fibroadenomele și atât. Chiar trebuie să excludem prin puncție existența unor alți noduli benigni, chiar și dacă sunt benigni. De exemplu, există un tip de tumoră care poate să semene cu fibroadenomul, dar care trebuie neapărat operat. Și atunci, chiar dacă este un nodul benign, are potențial de recidivă și spunem nu, nu facem ecoterapie operativă. În general, nici fibroadenomele nu trebuie neapărat operate. Dacă sunt fibroadenome mici, să zicem 1-2 cm, care stau pe loc, care sunt văzute corect la 6 luni, pentru că trebuie să fie urmărite la 6 luni, pot fi lăsate, ținute sub observație, pacienta trebuie să vină, este un lucru care nu cred că e foarte plăcut să vii din 6 în 6 luni, nici neplăcut, în orice caz este un pic emoție că nu știi ce găsești peste 6 luni, dar dacă nodulii respectiv stau pe loc, nu sunt foarte vascularizați, nu sunt semne că ar fi dubioși, că ar fi, să zicem, la limita cu malignitatea și așa mai departe, pot fi lăsați sub observație și nu este obligatoriu să fie operați. Mulțumesc frumos. Și eu mulțumesc. Că ați fost astăzi alături de noi, vă mulțumesc și dumneavoastră, doamne Marci. Domnilor, ne vedem joia viitoare la ora 15.